Cine ești? Hei, Samson. Scuze, nu credeam că credeam că ești prietenul meu prost care s-a costumbat în ceva, ca ceva cel mereu. Eu mă joc aici în fața. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Asta e pădurea mea. Ce cauți aici? Pleacă din pădurea mea, dacă nu te omor. Mă duc acum să îl caut pe prietenul meu, că nu ți-a ascuns el. Nu, 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 tu acum ăsta pleci de proprietatea mea, asta este pădurea mea, ai înțeles? Nu mai țipa, stai puțin, ce s-a întâmplat? Nu, am spus că mă joc aici, sunteți domnul pădurar, am înțeles, ok? Nu-s pădurar, n-au zis poveștile cu mine, eu sunt acea pisică mov care e fără pe copii și omoară. Așa că dacă tu și prietenul tău prost care zici tu nu plecați, o să vă omor pe amândoi sau o să vă fur. Cum adică să ne omorâm sau să ne furați? Pe cine să furați? Nu, noi ne jucăm, hai că mă duc să-l caut, dar să unde te tot ascult. S-am dat ultima șansă, pentru asta vii cu mine, dacă nu, o să pun floarea asta și o să te omor fix aici. Uite aici, o să pun unei mâini dacă nu vii cu mine. Ai înțeles? Ce s-a întâmplat? Nu, eu mă joc față cum să le cu prietenul meu. Dar se, unde ești? Dar se, dar se, dar se, dar, 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 Rafael, eu zic să fugi pentru viața ta. De unde știi cum mă cheamă? Scrie pe mașina ta numele tău. Crezi că eu nu te știam? Eu pe tine și pe Darusel v-am văzut cum îmi spuneați numele. Bine, dar eu nu fac nimic rău. Eu doar mă joc aici cu prietenii. Nu-mi pasă! Ce? Darusel? Nu-mi pasă! Nu! Nu-mi pasă! Asta este pădurea mea! Așa că pleacă! Domnule, stați acolo, stați cu minte, ok, da, hai că mă duc, eu îl caut aici în casa asta să vedem ce se întâmplă, mamă. Deci aici, mai repede, pentru asta, ce se întâmplă aici, casa mea, tu mi-ai distrus casa mea, să-ți fie rușine, copile, eu ce mi-ai făcut din casa mea, pentru asta, îți dau, chiste cu ei să fuci, pleacă din casa mea, să nu te lau de pădure, unu! Rafaele, prietenul tău a plecat, i-am dat burger și am scăpat el, i-am sunat acasă și i-am dat burger și l-am văzut cum mâncai tu cu el burgeri. Așa că pe te-am văzut mai fraier, Darusel, mai prost. Darusel, vină aici la casa asta. Unde? 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 Darusel, vină repede la casa aia, te-ai bubuit totul atunci, Darusel, vină repede. Taci, pentru asta, pentru asta. Aolo, am zis în greșeală că am bubuit Darusel în casa. Aolo, ce faci? Bă, domnul, ce faceți aici? Stai, din greșeală, uite, pentru că n-ai vrut să taci, pentru că n-ai vrut să taci. Hei, dați-mi drumul de aici, lăsați. O să te nec, o să te nec. Nu, bine că nu știe, bine că nu știe, mamă, cât de prost e. Mă, cât de prost, bine că nu știi. Aolo, bă, știu că a făcut Darusel pe aici, pe undeva. Cum a făcut Darusel atunci? Cum a ieșit Darusel de aici? Mă, domnul, vă rog, lăsa. Unde e? S-a dus? A plecat? Hai că fug, repede, fă-te! Hai că să fugi! Dă-ți coace! Gata, nu! Ziceam să pun aici, să vă plantez, să vă ajut aici cu plantatul! Nu! Treci încoace! Mai repede! Dacă nu te omor și pe tine și pe Darusel! Eu mă ascund aici, pot să mă ascund, domn... Ordo, trebuie să fug, trebuie să plec de aici! Mă, ce se întâmplă? Ce caută omul ăsta aici, că nu vine să cred... Ok,
Hai că a plecat, hai că a plecat. Mă duc repede, băi, ce mă duc repede. Mamă, trebuie să iau repede mașina și să fug, că nu se poate așa ceva de șansă. Rafaele, ți-am dat ultima șansă. Acum dacă nu vii cu mine, te omori. Și pe tine, să dau foc la casă. Crezi că nu știu unde stai? Treci mai repede. Gata, gata, nu mai te-ai lăsat. Simon, tai, vreau să-l caut pe prietenul meu. Treci mai repede, am zis. Treci mai repede. Gata. Ce? Nu intru aici, acum să mă nec. Înăuntru am zis. Dacă mai vrei să trăiești, dacă mai vrei să vezi mâine, eu zic să intri acolo. Stai puțin, domnule, cum adică să trăiesc în apă? Pe mă nec. A, pe stai. Da, cred că e mai prost dacă te-a răsul ăsta, am înțeles. Da. Ce ai zis, bă? Ce ai zis? Nimic, ia, sper să nu mă găsesc, ia, mă plec. Da, e frumoasă casa asta, chiar e o casă frumoasă așa de vacanță, da, așa? Da, treci mai repede! Treci mai repede! Ce? Aici vreau să fii, ai înțeles, copile? Bine, da, eu doar vreau să regăsesc prietenul, vreau pe Darusel, adică ne jucam aici... Dar nici eu, pa, dar nici eu! Hei, ce aveți, dar ce aveți cu mine? De ce îmi puneți apă? Pentru ce? Ajutor, lăsați-mă în pace, cum adică... O, să sun la poliție, eu telefonul repede, să sun la... Da, mulțumesc! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Copile, fii antenă! Asta este să-i ultimul test! Fii antenă! Acum vreau ca tu... Să faci curat în casă. Taci. Vreau ca tu să-mi faci curat în casă și să repar cum era, înțeles? Mă, ce? Nu, fii antenă. Am auzit eu de la copilul ăla că eu nu vorbesc bine românească. Și na, eu sunt un monstru. Eu n-am fost la școală. Eu sunt la pisică. Da, vă pot ajuta. Da, vă pot eu ajuta cu să vorbiți cu orice. Dacă repară casa mai repede, nu-i simt titlule. Cum poate să spate casa, ia zi. Ia, repară casa mai repede. Dacă nu, te mor și pe tine și pe Darusel. Ce a spus să repară casa? Hai că v-a ajutat cum ar... Așa! Da, gata! Așa! Așa că fii antine, bă, la fel, că timp tu repari casa, eu o să ascult aici muzica mea favorită. Mă, ce stai de acolo? Bă, de ce mi se pare că stai tot? Da, v-am reparat casa, v-am reparat podeaua aici, mai e ceva? N-am reparat-o, fii antenă, pune și așa cum era în anii vechi, când eram eu în viață și nu eram mort, uite așa, frumos, pune aici și acum pune ușile. Cum adică când erai tu în viață și nu erai mort, ce? Nu știu, copile, eu am 1100 de ani. Mă, domnule, da, hai că v-am ajutat, eu pot să plec acasă, că mă așteaptă, am familie. Taci, vreau ca tu să-mi repare casa la locul era, cu geam, lemn cu lemn și nu pleci, să se toată noaptea, ai înțeles? Da. Da, ce faci? Acum vă dați foc la... și casei și dumneavoastră, nu? Așa, Tajimă, și oprește focul, mai repede! Oprește focul, hai, bab de bine! Ok, gata, hai că v-am ajutat acum, nu știu... Dar dumneavoastră, de cât timp locuiți aici? Am întrebare. Eu, mai mult decât pot număra pe degete, fiule. Eu... Sunt imortal, eu n-am fost mereu așa, eu am fost băgat într-o jucărie și mă cheamă Catnap. Te cheamă Catnap? Tu ești Catnap din jocuri? Da, sunt un mare fan, chiar îmi plac jocurile cu Catnap. Taci în gură și fă mai repede aici acurat, ne simțitele, așa! Gata!
Gata, gata, doamne, ok. Da, pot să plec după? A plecat? Nu a plecat, bă, ce fac, mă? Bă, mi se pare ciudat rău ăsta, nu știu, foarte ciudat, nu știu, copilăresc așa, adică nu, dar mi-e frică că n-am armă, n-am nimic la mine, nu știu ce să fac, n-am cum să dau peste, da, vă ajut acum, vă fac aici acasă, bam, și pe aici, frumos, facem totul frumos, da. Da, domnul, cred că v-am reparat. Domnul, unde sunteți? Ce? Eu, aici. Dar pune și ușa aici, pune și ușele. Păi, frate, aici nu era ieșire așa, nu era ușă? Trebuie să fie ușa aici? Da. Pune ușă, aici, nu te-am întrebat nimica. Bine. Uite, nu lasă, uite așa. Ok, mamă, o să spun că trebuie să plec de acum, trebuie să plec repede, mamă, bă, ce se întâmplă, mamă, unde e, mă, dar gata, doamne, iartă-mă, Dacă mă vezi pe mine că vorbesc așa. Da, fiantele, eu am două voci. Fiantele, eu am două voci. Am vocea de copil mic și vocea de copil mare. Bine, gata, am înțeles. Gata, am încercat să fug, da, recunosc și am trebuit. Domnul? Unde dispărut? Mă, ok, hai că încerc să fug de aici, încerc să deschid. Mamă, pot, mă, n-am pe unde, mamă, pe unde ești, mă, fraților? Aolo, am și eu ceva prin inventar pe aici, nu, n-am... Vezi că mă uit la tine, Rafaele, dă-mi cu un ochi deschis. Așa că fă, Rafaele, hai să-mi spun câteva întrebări. Unde stai? Unde stau? Stau, bă, închis într-o cușcă, tu unde ești, că nu te mai văd, domnule, aștept. Fac orice doriți, numai doar vreau să ajung acasă. Eu doar venisem cu prietenul meu să ne jucăm aici, față ascunse, ne-am pădure. Știam că deranjăm pe cineva. Taci din gură! Ești ultima greșeală la planete. Ești cel mai nesimțit copil. Învață să ai și tu respect pentru ăștia mai mari ca tine cu 1100 de ani. 1100 de ani? Aveți 1100 de ani? Eu sunt un robot, fiule. Eu... Stai puțin. Bine, a furat și am fost băgat într-un costum. Gata, am înțeles că sunt robosaci. Puteți să spuneți mai multe detalii despre dumneavoastră, dar dați-mi drumul ca să vorbim normal. Nu credeți că ar fi mai bine? Nu, îmi pare rău dacă pentru asta. Gata, vă rog. Gata, trebuie... Ce scuze? Îmi pare rău pentru cele întâmplate și cu casa că v-a distrus. Adică nu, n-a distrus nimeni, pentru cine a distrus casa dumneavoastră, da? Ce? Ce ai zis? Tu ai distrus-o! Nu! Să că taci din gură dacă mai vrei să trăiești. Nu, dacă nu, te las. N-am distrus-o eu, așa, dați-mi drumul, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, dați-mi drumul, să vorbim, vreau să vă întreb ceva, chiar sunt foarte curios de povestea dumneavoastră, cum, de viața dumneavoastră, de dumneavoastră în general. Am fost și eu un om ca tine, fiule, și am fost omorât și am fost păcat într-un robot. Mie lumea îmi zicea Luca. Și de ce, domnul Luca, de ce sunteți rău cu mine? Adică pentru ce sunteți rău? Nu mai spune Luca! Nu mai sunt Luca! Acel Luca a murit și acum sunt Catnip. Ai înțeles, fiule? Catnip cu numărul 9 pe spate, Benzema de la Real Madrid, care nu mai e la Real Madrid, e la... Da, gata, nu, dar vreau să... Bă, că ai chef de glume. Ok, bă...
Mi se pare ce faci... Cucubau, fiule, dați-mi, pe mine... Dar nu mai spuneți așa, dați-mi drumul, că vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Care-i povestea dumneavoastră? Nu! Nu! Ai înțeles? Nu! Mulțumesc, mulțumesc, dați-mi drumul, da... Nu... Dar chiar nu se poate să mă lăsați să trec acasă? Promit că nu o să vă mai deranjez, nu o să mai trec pe aici prin pădure. Nu, copile, nu! După ce ai fost de proprietatea mea... Și ai fost, stai, ai fost atacat, avertizat, că lumea o să vină la tine și o să te atace. Tu citești de undeva sau de ce stai, sau te-ai pierdut, nu mai știi să mai vorbești sau ce? Nu, fiule, ai fost avertizat că eu că sunt aici, ai fost zis de lume că eu sunt aici, dar tu nu, tu i-ai ignorat și te bătuc joc de mine! Cum puteai să faci asta? Sunt doar un om bătrân băgat în jocul sunt! De ce mi-ai zis casa? Nu mai țipa să ne înțelegem cum trebuie! Ce-am făcut eu? De cine a fost avertizat? Ce s-a întâmplat că nu... Da, nu? Dați-mi drumul, vreau să vorbim. Adică nu înțeleg ce se întâmplă aici. Nu, n-am încredere în tine. Ești prea prost. De ce vorbiți așa cu mine? Că mi-ai distrus casa. Nu se poate așa ceva. De ce ai făcut așa ceva? Nu o să scap niciodată, Rafaele. Vreau ca tu să mi explici. Ce cauți aici? De ce ai venit aici? De ce ai întrerupt ritualul cu mine? Eu făceam așa un ritual. Stați puțin, cum adică ce caută aici, de ce am venit aici? Păi dumneavoastră m-ați băgat aici, domnule, nu știu cum să vă zic, m-ați băgat aici. O să fac ritualul. Și ce faceți? Vă omorâți aici, vă distrugeți casa, așa? Dați vina pe mine că v-am distrus eu casa și acum vă distrugeți dumneavoastră, nu? Fiule, fac ritual. Așa că dacă răspund la o întrebare greșită, o să fac acest ritual și te duci, fiule. Nu mai trăiești. Nici tu, nici Darusel. Dar de ce spuneți, fiule? Mă, ce domnule iartă-mă să întâmplă? Dați-mi drumul, chiar trebuie să ajung acasă, vă rog frumos, adică pe bune, nu e, nu, dați-mi drumul, că chem poliția, adică n-am nimic, dar chem poliția. Chem poliția, fiule? Ce să facă poliția dacă eu de o să dispar? E ok, să nu mai știu, alo, veniți, asta o să fac ritualul, nu o să fie bine pentru tine. Veniți repede în pădurea din oraș, este un om rău aici care nu îmi face rău. Vreau să mă arunce în aer, mamă. M-am băgat în închisoare la el în casă. În pădure, da. Cum adică aveți pe altcineva? Veniți repede. Nu, e mai important la mine, vă rog. Vă rog. Mi-a închis. Mă, ce faci? Întâmplă, muci. Bă, nu, că e prea ciudat ăsta și de ce mi se pare că seamănă cu Darius Selma? Dar nu seamănă cu Darius Selma, bă, dar ce... Pentru asta, o să-ți petrești timpul aici, în apă, sufocat. Cât timp eu o să fac ritualul. Uaa, suenia, dabadi, dabada, hâa. Ajutor! Nu! Oh, ce m-am speriat! Nu, că e bine că era apă! Domnul, ajuta! Nu putem să-mi dați drumul? Nu, domnul? Îmi pare rău, fiule! Am ceva pentru dumneavoastră, dar chiar că am uitat, trebuie să vă dau materialele înapoi, am ceva pentru dumneavoastră, bine? Hai că... Nu! Da, îmi pare rău! Ba da, așa! Taci! Așa. Așa. Fă loc, mă, ca să le scoți, că-s grele. Gata. Scoteți-le. Gata. Așa. Ca de apă să mor, bă. Da. Vine bomba. Ce se întâmplă? Ok, nu, că trebuie să fac repede. Trebuie să iau repede mașina, să ajung repede la mașină. Ok, e mașina aici, mamă. Rafaele! Unde? Nu mai vine. Hai că a scăpat. O, lăsă repede. Unde?
spate. Vine după mine. De ce alergă? O, atacă. Hai că în spate. De ce tu s-o de mine? De ce tu s-o de mine? De mine? Gata. Am scăpat. Iu, mamă, fraților, nu-mi vine să cred așa ceva. Am scăpat, hai că e să aici din tunel. Stai că ea trebuie să iau puțină gură de aer. Mamă, nu-mi vine să cred. Deci chiar nu-mi vine să cred cum am reușit să scap. Ce s-a întâmplat acolo, nu înțeleg cum am ajuns în locul ăla. Acum trebuie să fug repede din nou acasă. Trebuie să plec direu. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.